Fără doar că începutând din punctul meu de vedere, suntem la începutul unui moment în egală măsură și așteptat și necesar, și anume cadastrarea generală a comunității. O să reamintesc pentru cei care au poate informații insuficiente, că am semnat în numele comunității un contract în acest sens cu o firmă de specialitate în cadrul unui program gestionat și girat fără îndoială pentru Comuna Bogdănești. Mă gândesc la faptul că este gratuit de către Oficiul Județean de Cadastru, reprezentat prin doamna președinte Arunescu, secundată de colegii de la firma prestatoare. Iulian, de la firma prestatoare, adică de la TBL Group. Total Business Land. Total Business Land. Business Land Group, pe care le fac. Probabil o să comunicați direct cu auditorul de aici. Fiind în fața unui precedent, pentru că reprezintă administrația locală, cu acceptul dumneavoastră, o să încep cu o introducție. Câteva considerente privind această acțiune, fără îndoială de importanță strategică pentru toate comunitățile din România, pentru țară. Dacă îmi permiteți, o să vorbesc de pe scaun, dacă ați nu făcut scaun. Ceea ce voi spune în partea de introductivă, și-am ajuns la concluzie că trebuie să spun numai ceea ce trebuie. Adică să nu dureze foarte mult. Cred că în 5-6 minute o să termin. Poate fără îndoială o adevărată dizertație pe tema măsurătorilor. Ideea de măsură, de măsurătoare a imobilor, a terenurilor, în cazul de față, la modul concret, nu este nouă. Ea vine de la începuturile istoriei omenești, de la începuturile activităților practice. Oamenii au fost preocupați și au operat cu asemenea termeni. Cred că putem merge până în vremea profeților, fără îndeală la antichitate până la epoca modernă, în legătură cu semnificația și utilizarea acestor termeni, care ne poate sugera de ce este considerat acest program care începe astăzi și în comunitatea noastră. La profetul Daniel, de exemplu, găsim prima mențiune privind folosirea noțiunilor de măsurare. A măsura, a cântări și a împărți. Cam acestea sunt termenii pe care îi folosesc. Și exemple sunt mai multe. M-aș opri la, poate, cea mai importantă considerație care vine din inteligența Greciei Antice, care, prin ceea ce a rămas de la un învățat, Anaximandru se numea, spune că omul este măsura tuturor lucrurilor, prin ceea ce face sau prin ceea ce se gândește. Vedeți că lucrurile s-au întâmplat practic, dar în sfera spirituală. Aș ajunge cu două ipostaze foarte subiective pentru epoca modernă. La Coșbuc, de exemplu, găsim un vers în Monta Zanfire care sună cam așa. E lung pământul baielat.
Apoi, o întâmplare din Parlamentul României în perioada interbelică, la fel ca și astăzi, poate la fel ca și în Consiliul Local, discută de idei, de mai departe, între marele istoric Nicolae Iorga și Ionel Brădeanu. Cunoaștem toți trăirile pe care le avea Nicolae Iorga ca și istoric, ca un politic în Parlament. La un moment dat, fiind în tabere, să spunem, adversi, face observații care provoacă pe Ionel Brădeanu. Ce om eu s-a spus la un inginer? Dacă ai un Europeanu care era de măsură inginerul apropiat de preocuparea dumneavoastră, spune, măsura, domnule profesor. Aici trebuie să știți rostul acestei întâlniri pe care dumneavoastră a fost explicat în calitate de expert, așa cum va fi intitulat. Am primit de la Total Business Group această prezentare, din care am selectat câteva lucruri care merită reținut. În primul rând, expertiza lor, așa se intitulează o echipă de expert, au un sistem de valori pe care noi avem nevoie. Prin ceea ce fac referitor la măsurarea imobililor, și-au propus, și asta este interesant de reținut, să adauge valoare, pentru comunitate. Și cu alte ocazie, la întâlniri pe această tematică a importanței cadastrării, sau dacă vreți, actualizării cadastrării, Comuna Bogdăreni are o lucrare de cadastrare, dar care trebuie actualizată. Precedenta lucrare a fost elaborată tot așa de un grup de experți serioși, pentru că am lucrat la Comisia de Fond Funciar cu această lucrare. Dar lucrarea respectivă a fost realizată în 1983, când era o altă realitate socio-economică și juridică a terenurilor în țară și așa mai departe. Generate, poate două generații, nu mai sunt legați de proprietatea terenului, din potrivă, și hotărâm mai mult de încredere. Îl putem să părtim o lucrare strategică, pentru că nu poți să asiguri gestiunea unor bunuri din comunitate, în primul rând terenul, fără să știi ce ai, fără să aduci lucrurile la timpul prezent. Multe lucruri s-au schimbat, inclusiv cursul râului Oituz, dacă vrei, și comparăm hărțile vechi, constatăm acest lucru. Apoi, chiar și Constituția era alta în această perioadă. Prevala o sistemul proprietății de stat și proprietate cooperativă. Asta nu înseamnă că proprietate cooperativă nu mai există în timpurile noastre. Atunci avea o pondere cea mai importantă în sistemul de documentare. Este foarte importantă această lucrare la aplicarea legislației privind fondul funciar, care înseamnă această reconstituire a dreptului de proprietate pentru cei îndreptățiți, cât și constituirea dreptului de proprietate. Mi-a atras atenția și asta ne poate conduce foarte ușor la ideea că avem de-a face cu un grup de experți. În acest sistem de prezentare, ei au mai realizat acest tip de lucrări în cadrul unui program național gestionat de Guvernul României, de Ministerul de Resort, în care este
face componentă la nivelul de Dejan și oficiul de cadastru de la Bacău, au realizat lucrări similare în 42 de UAT-uri, după câte rezultă. Ori, în momentul când ajungi la asemenea pragă, înseamnă că, într-adevăr, afirmațiile din prezentare sunt în concordanță cu dorința și a noastră ca beneficiar. Și am mai văzut acolo un număr impresionant de lucrări pe intervenții sectoriale. Probabil dumneavoastră să ne explicați mai bine diferența între cadastrare totală pe OAT și așa mai departe. Cam atât. Eu am deplină încredere, consider că am semnat un contract benefic și faptul cel mai important pe care dumneavoastră îl puteți transmite ca și consilier în relația cu cei din comunitate, nu-i costă nimic pe beneficiari, nici pe noi ca primărie și mai ales nici pe cetățenii în calitate de persoane fizice sau persoane juridice. Deci, cu atât mai mult, se cuvine să mulțumim doamnei președinte, care a avut încredere și în capacitatea echipei din primăria Bogdănești de a colabora cu specialiști. Deci, sunt puțin îngrijorat că aici, cu adevărat, se cere competență. Sper să nu îi părăsească cei care sunt implicați în aplicarea fondului financiar și ce înseamnă cadastrare și cum trebuie să colaborăm cu cei care sunt experți. Cam atât, doamna președinte. Mulțumesc, domnule primar. Începem a vă mulțumi pentru prezență. Suntem trei parteneri în acest program. Primăria, Oficiul de Cadastru și firma prestatoare. Este un program cu fonduri europene, deci țin de la bun început să vă spun că acest proiect va trebui să iasă. Avem nevoie de ajutorul dumneavoastră, pentru asta suntem aici. Programul iese, dar depinde de noi și de dumneavoastră cum iese. Avem, încă o dată vă spun, nevoie. Am să vă prezint câteva dintre beneficii, așa cum spunea și domnul primar, nu costă nimic, este program cu fonduri europene, gratuit și spre deosebire de celelalte programe în care am mai fost implicați, include întreg teritoriul UAT-ului, se va face cadastrarea și între Avilanului și aici Avilanului. Nu rămâne nicio suprafață de teren nemăsurată. Vom ști la sfârșitul lucrării câtă suprafață este, câți proprietari va fi identificat fiecare imobil. Precizez, nu vom face aplicarea legilor proprietății prin aceste măsurători, dar la final, când vom ști câte terenuri rămân la dispoziția UAT-ului, va fi de un real folos pentru finalizarea legilor proprietății. Să închideți ce cereri mai aveți raportat la ce suprafețe de teren. Un alt beneficiu pe care ar trebui să-l știe oamenii, în momentul în care vom finaliza și omul va primi extrasul de informare, are posibilitatea ca în timp de 2 ani de la acel moment să meargă la notar să dezbată succesiunea fără a mai plăti taxe. Avem un parteneriat cu Uniunea Notarilor Publici și se va face această dezbatere a moștenirii gratuit. E o finanțare din bugetul propriu al ANCP-ului. Îmi precizez, este vorba doar de dezbaterea succesiunii. Avem titlul de încep. Eu zic că bine ar fi vorbesc și dacă sunt întrebări și ne lămurim, să interacționăm, că lucrurile, părerea mea, se rezolvă cel mai ușor așa. Luăm de bază actele de proprietate. Dacă avem un defunct pe titlul de proprietate, nu este dezbătută succesiunea, dar copiii și-au împărțit și stăpânesc, nu vom face măsurătoarea conform stăpânirii. Vom merge pe actul de proprietate și în acea situație discutăm de dezbaterea succesiunii la notar. Un alt beneficiu. Rezolvăm în intravilan situația proprietăților, acolo unde nu sunt acte. Repet, doar pentru intravilan. Extravilanul se va măsura raportat la fiecare act de proprietate.
că stăpânește mai mult sau mai puțin, aici sunt discuții de făcut de la caz la caz. Dar, pentru intravilan, putem rezolva situația celor care nu au acte de proprietate, stăpânesc, sunt imobile construite fără autorizație, iarăși se pot introduce în legalitate cu ajutorul primăriei, cu o adeverință, se studiază de la caz la caz, depinde când este imobil construit, sunt discuții care se vor face la nivel local, dar se pot rezolva multe dintre ele. Din ce știu eu și o să vă spună colegii, suntem colegi, toți trei cei trei parteneri suntem colegi, vă vor spune colegii mei, au angajat, înțeleg, doi reprezentanți ai lor care vor sta la dispoziția cetățenilor și a dumneavoastră să prezinte acte. Oamenii trebuie să înțeleagă că prezentând actul de proprietate nu li se oprește originalul. Se vor scana, se vor face copii, dar oamenii pleacă cu actul original înapoi. Nu rămân la noi, nu oprim actul în original. Pentru că mai e și iarăși o rugăminte a noastră către cetățeni. Trebuie să aducă toate actele pe care le au, pentru că dacă baza de date de titluri de proprietate, noi oficiul de cadastru am pus-o la dispoziție. Dar dacă omul are un partaj făcut, are un certificat de moștenitor și nu îl prezintă, lucrarea iese prost. Tot se muncește. Haideți să înțelegem că poate ieși o treabă bună de la capăt. Nu ne implicăm în litigii, nu suntem instanțe de judecată, vom prelua litigiile acolo unde sunt. Probabil că vor mai fi și erori, și litigii, nicio lucrare nu este perfectă. V-am mai spus, avem experiența Brăgeștiului. Oficiul de cadastru, la acest moment, a finalizat contestațiile la Comuna Brăgești și cred că în 2-3 săptămâni, după ce primim acceptanța de la agenție, vom da oamenilor extrasele de informare. Am cadastrat în județul Bacău, prima comună este Brăgeștiul. Și urmează Răcăciunul. Răcăciunul îl publicăm. Ce înseamnă a publica? Se fac toate măsurătorile și în această sală vom veni cu panouri de afișare, cu un calculator cumpărat cu ecran mare, să vadă toată lumea. 60 de zile vom avea om de la oficiul de cadastru și reprezentant de la firma prestatoare va sta la dispoziția cetățenilor pentru a le explica. E posibil omul să nu înțeleagă, vede un extract, vede un plan, nu poate înțelege. Vom sta la dispoziție 60 de zile, au posibilitatea să, dacă nu sunt mulțumiți, să facă această contestație și urmează după aceea un termen de soluționare. Haideți să mai întrebați dacă aveți, că până la urmă eu cred da, că așa. Da, vreau să punte și eu în da, referitor la ce s-a discutat. Deci, în primul rând, trebuie explicat cetățenilor că este în avantajul dumnealor să-și rezolve aceste probleme. Una, nu vor mai fi nevoie să mai facă cadastru atunci când vor vrea să facă tranzacții la notarii publici, adică acte de vânzare, cumpărare sau partaje voluntare sau tot felul de acte. Este un mare avantaj și ce a spus doamna președintă, faptul și trebuie să înțeleagă oamenii să prezinte toate documentele pentru că exact cum a spus doamna președintă, lucrarea va merge, dar va merge la nivelul ce au dumnealor date la OCPI, la Bacău. Sunt foarte multe documente pe care oamenii le au și care nu este actualizată baza de date. Deci ar trebui explicat și este numai în interesul oamenilor. Ce spuneți de oamenii? Puteți la acest moment. Sunt în titlurile de proprietate, știm foarte bine cum s-au scris la nivelul anilor în care s-au scris. Cu solă greșită, cu parcelă greșită. Știți foarte bine că la momentul în care se descoperea această greșeală și trebuia corectat, fie se mergea pe Comisia Județeană cu documentații și acolo era nevoie de o ridicare topo, sau dacă era o situație mai complicată și terenul era înstrăinat, se mergea pe instanță cu expertiză. Ei, acest cadastru sistematic înlătură aceste două variante. Vom așeza, primează situația juridică reală din teren. Dacă știm că titlul este greșit, vom face tabularea pe sola sau parcela corect identificată și vom face mențiune în actul de proprietate eronat sola și parcela. Notarii la Bacău deja știu această procedură și fac vânzări în baza acestor extracții fără să mai ceară modificarea titlului de proprietate prin
hotărârea judecătorească sau în hotărârea Comisiei Județene. Este un aspect care trebuie explicat doamnelor, dar revin. Ca să putem să ne dăm seama că acea solă este greșită, tot omul e primul interesat să vină să ne anunțe. Eu am parcel titlul și cred că este greșit sau mi s-a spus că este greșit. Au fost care au încercat să facă măsurători pe sporadic și mi s-a dat respingere de la oficiul de cadastru că sola respectivă era trecută și într-un alt titlu de proprietate și a fost blocat. Aici, dacă permiteți, spuneți. Sunt mulți cetățeni care nu au putut să știe că tabloaua sau parcela este greșită. Dar atunci când se vor scana documente și se vor pune cu măsurătorii pe bază de date, atunci normal că experții de la cadastru își vor da seama că e greșită tabloaua, e greșită parcela și ei spun. Sau că sunt și situații din astea în care o parcelă apare în două sau în trei sau chiar mai multe titluri de proprietate. Este clar că ele vor fi corectate. Fără alte intervenții pe la oficiul de cadastru, fără alte intervenții pe la Comisia Județeană Bacău. Deci, cred eu că este o lucrare de mare importanță și cred că toată lumea ar trebui să realizeze importanța acestei lucrări și rugămintea noastră de asta. Am invitat și reprezentanții de la televiziune, de la TV București, pentru că mai sunt cetățeni care se uită și la acest program, la aceste înregistrări cu ședințele Consiliului Local și dumneavoastră să duceți în teritoriu informația corectă. Nu costă exact, cum spuneam, nu costă nimic, e de mare ajutor, pentru că nu o să mai cheltuie oamenii bani și o să cadastreze absolut tot. Inclusiv drumuri, inclusiv păduri, pășuni, tuneți, absolut toate. Știți foarte bine că în extravilantă, toate imobile au acea notă din cauza fixei plinului. Odată așezate și măsurate toate suprafețele, va dispărea această notă poziționare incertă. Vom repoziționa și vom rezolva și problema drumurilor, că eu din practică știu, toate UAT-urile se lovesc de această problemă a suprapunerii drumurilor și la fondurile europene nu iese extrasul cum trebuie. Va fi cel mai ușor de rezolvat această problemă din practica noastră. Cadastrarea drumurilor se va face la dimensiunile prevăzute de lege. Înțelege la început, cei care au intrat în drum, s-au lucit, sau mă rog, s-au lățit, sau nu știu ce, o să aibă surpriza acum, că o să se reglementeze această situație. Deci dacă drumul a fost de 4 metri, de 4 metri va fi drumul. Așa va fi cadastra. Deci ca să ne înțelegem. Exact. Poate să intri utilajele agricole, mă rog, peste tot, sau în prunduri, sau peste tot unde s-au ocupat suprafețe, fără drept, fără acte de proprietate, dar, în schimb, exact cum spunea doamna președintă, pe terenurile proprietate în intravilan, dacă cetățeanul respectiv are îngrădit cu împrejmuire, gara, o suprafață de teren, deci, evident, nefiind litigii, dar omul nu are toată suprafața trecută în document, se va actualiza. Adică îi se va da cetățeanului respectiv toată suprafața pe care o deține. Pentru că se consideră că dacă terenul este împrejmuit și asta nu sunt litigii. Sau acolo unde sunt, ele vor trebui reclamate și eventual în cele 60 de zile când o să fie o perioadă de contestații, fiecare o să fie perioada respectivă, o să aibă posibilitatea să spună, dom'le, hai că acolo nu e chiar așa, am făcut asta, gata, nu. Oamenilor să știe exact cetățenii interesați și avem 5 sublivrări, adică omul nu stă 2 ani, 2 ani durează lucrarea asta, trebuie precizat, contractul este 2 ani. Nu stăm 2 ani, așteptăm și vedem când a venit de extrasul, dacă e bun sau nu e bun. Nu! Avem 5 sublivrări și vom ține legătura în permanență și cu dumneavoastră și cu cetățenii pentru a le verifica pe parcurs. Este mai ușor și pentru cetățenii
care își urmăresc imobile și pentru oamenii din primărie, că va fi un volum de lucru mare, și pentru noi la Oficiul de Cadastru, pentru că noi vom superviza la final și vom aviza această lucrare. Deci interesul este comun de, pentru toate cele trei părți, să iasă lucrarea bună și să fim acolo prezent. Acum să vezi... Întrebare de ce se întâmplă cu drumul de exploatare care pe planul cadastrat sunt de evidenția de și la ora actuală nu mai sunt, sunt lucrate, sunt arate, sunt... Să merge pe situația existentă, domnul inginer, să merge pe situația existentă în teren. Deci am discutat eu cu reprezentanții firmei de cadastru. Se va mai ține cont de planul cadastral anterior? E realitatea din teren. Realitatea din teren. Dacă eu am cumpărat în acne, am cumpărat și cred că 20-30% s-a împătrit. Cifre de acte, la normal? Da. Deci avem, e dezvântul moștenirea cu proprietarul tot. Și în realitate, deci, pe teren, 50%, dau un exemplu, este împăturit, a pus-o acolo limite. Cum pot să-mi scot terenul de acolo dacă dumneavoastră îmi faceți cadastru? Terenul este dintr-o sau extra? Extravilat. Extravilat. Și l-ați cumpărat în categorie cu folosință arabil? Nu, nu, fânați. Fânați. Și acum nu mai este așa? Jumătate, sau mă rog, o parte din el s-a împăturit, parte din el a rămas. Să ne facem această zonă, primarea cartea din teren. Există în... Păi nu, realitatea din teren sau realitatea din acte? Nu, din teren. Dacă e realitatea din teren, nu am pierdut ce să înțeleg. Adică, nu reveni mie pădurea sau că rămâne locul? Nu, nu, nu. Revine proprietarului. Dacă este din perimetru care a fost măsurat, revine proprietarul. Nu numai că se schimbă categoria de folosință, să zicem, o să fie numărești, parte din el și punați parte din el, sau da, pășurile. Înțeleg. O problemă. Eu am un teren care nu mai am cale de acces la el, fiindcă s-au arat drumurile exact cum a spus domnul inginer. Ea arată, semăna cu floare, cu porumb, cu ce înseamnă asociația sau grup șerpan. Cum pot să ajung sau cum îmi cadastrați cu cale de acces? Acum aș vrea mai de toate și nu le-am pe toate la drum. Ca să vă zic, Șerban, grup Șerban a făcut un drum exact pe mijlocul taralei care eu trebuie să urc în loc să cobor către sat. Deci, este vorba de o suprafață compactă care a fost predată în arendă, de către cetățenii în arendă, știu despre ce este vorba. Firma respectivă și-a trasat un drum. Cum, mă rog, au considerat că este mai bine pentru ei, dar bănuiesc că atunci când se va face lucrările de cadastrare, atunci o să fac... Repoziționăm. Da, nu sunt numai eu în cauză. Mai sunt cetățeni care au terenuri în acea zonă. De Ridiban vorbesc. Au terenuri, nu mai e drum. Deci eu când scot recolta, trebuie să îi stric recolta. S-a înțeles. S-a înțeles, s-a înțeles treaba. O să fie repoziționat drumul sau, mă rog, ca să aibă fiecare suprafață de teren, să aibă acces la... Sigur. Dar referitor la altă problemă. Pășurile și funezele sunt foarte greu de schimbat categoria de folosință. Ori în cazul ăsta, dacă ele au fost lucrate, trecute ad hoc de la categoria funezi pășuri, la arabil, fără să... fie altă investigație. Ce rămâne cu acele parcele de teren? Suprafețe mari. Sunt cazuri punctuale. Eu nu notez problema asta și o să mai discutăm și la agenție. V-am spus la vis-a-vis de lege. La acest moment, legea spune că privează realitatea din teren. Având în vedere cu acest trimitere la categoria pășuni, dar eu știu că e greu de scos din pășuni în arabil, nu din arabil în pășuni, adică nu și în sens invers. O să vedem la pădure ce pot să... situația agreată de către colegi și așa s-a făcut în toată țara. Acolo unde am avut categoria pădure și pădurea a fost defrișată, nu i-am schimbat în arabil. Pentru că absolut, acolo absolut. Există un caz, este un caz special, dar vă spun. Acolo unde a fost defrișată pădurea de regulă, acum este tufăriș, adică să discutăm. Eu nu neg că vor fi și situații speciale pe care cu ajutorul
celor de la firmă, ne vom punta și vom găsi o soluție pe textul de lege. Dar, v-am spus, conform articolului 10 din legea 7, primează realitatea din teren. Și atunci la amenajamentul pastoral, când o fi să fac documentația, mie, eu nu mai am văzut suprafață de funcționare și proșuri care dușele instituția respectivă. De unde o... O să discutăm, o să vedem caz, ăsta este un caz concret pe care îl vom discuta la vremea respectivă. Vom lua legătură și cu cei de la Silvic. Noi știu că se fac, se cer date și de la direcția Silvică și de la alte instituții cu care intrăm în contact. O să notăm și o să întrebăm. Da. Deocamdată suntem în campania de informare. Noi acum prezentăm acest program. Zborul este făcut, nu? Deci da. Se face zborul cu drona. Chiar făcut zborul cu drona pe tot intravilanul. Asta e măsurătoarea. O să venim concret doar la anumite adrese unde nu se vede din dronă. Sau unde sunt litigi sau unde nu se vede din dronă. Înțeleg că precizia este mai mare decât la... Decât la GPS. La GPS, de la măsurătoarea. O problemă. Acolo unde nu sunt acte notariale și sunt mai acte de mână sau prin primărie sunt valabile? Nu. Actele de mână nu sunt valabile. Deci. Dar... Extravilan. Da, intravilan. Extra. Dacă este extravilan și nu sunt acte de proprietate, în primă fază vom face și lucruri, are nimeni din lumii, să va face înscriere provizorie pe, poate, și după aceea se va vedea ulterior ce se întâmplă. Dar actele de mână nu au valoare decât eventual pentru intravilan cât dovedesc posesia. Dar la extravilan, iarăși o situație la extravilan, dacă omul are pe tir un hectar și stăpânește un hectar și jumătate, va fi tabulat cu un hectar, înseamnă că are pe tir, pentru că, v-am spus, este și un mod de regla ulterior legile proprietății. Fiți mari, am jucat. Cei care au cadastru făcut, da, vor fi chemați la fața locului și ei. Nu. Cărțile deschise pe sporadic nu vor mai fi valabile, se vor întâmpla, se va prelua situația juridică din acele cărți funciare și eventual actualizată dacă au intervenit sub acte de succesiune și nu s-au făcut, omul are acte și nu s-au făcut la vremea respectivă mențiunile în cartea veche. Dar tot ce este pe sporadic se va închide și se va deschide un nou cadastru cu o altă renumerotare, alți identificatori, la rând unul după altul. Persoanele cadastrare trebuie de sporadic, exact, nu o să mai fie. Nu mai sunt valabile. Nu o să mai fie 60.000, 140.000. Nu vor fi două baze de date. Au cadastru făcut. Nu este niciun fel de problemă. Vor rămâne cu actele, nu vor le mai aduce. Dacă sunt aceleași acte, le preiau din baza noastră de date. Dar vor fi cu alt număr, vor fi imobile deci, asociate. Deci măsurătorile, se înțelege, rămân valabile cele care nu mai se va schimba numărul din carte. Sunt cărți și schițe făcute până în perioada 2009-2010 când s-a mers pe actualizare și nu au schiță. Ei, în acest moment vor avea și ele geometrie, imobile fără geometrie. Sunt cărți funciare, cei care au făcut în perioada 99-2010 2009, când a intervenit ETERA, nu au geometrie. Deci vor fi și ele așezate corect unde trebuie. Dar nu vor fi două baze de date. Nu se va lucra cu două extrase în paralel. Se închid, se preiau datele, litigile, tot ce... Toate datele de acolo. Dacă omul are intabulat pe titlu, între timp a decedat titularul, a făcut moștenire, nu a venit să o înscrie. Vine acum, predă actele și se va continua. Spuneți că n-ați apucat să... Tot referitor la extravilan, ați spus mai devreme, nu ne-am numit, adică terenurile care nu sunt în proprietate, rămân la dispoziția OAT-ului sau rămân la dispoziția... În prima fază se face înscriere provizorie cu OAT, pentru că nu putem face un extras fără niciun proprietar. Poate aveți un proprietar pentru ca programul să activeze toată suprafața, toate datele să devină activele, trebuie să facă cele trei părți completate, dacă atunci are trei părți, partea aute de scrie
referitoare la proprietar și actele pe care le deține, iar partea aceea sarcini și litigii. Ca să putem să validăm un extras de carte funciară, el trebuie să aibă active toate cele trei părți. În partea B, dacă nu este emis titlul de proprietate, legiuitorul spune, se face înscriere provizorie OAT până când poate apare cineva și găsește actul de proprietate. Vine și îl înscriem. Sau îl trece la finalizare, se trece în rezerva OAT-ului și se dă emititul. Este treaba OAT-ului când știe ce are. Noi ne-am făcut treaba, am avizat lucrarea, o predăm OAT-ului și de acolo mai departe își gestionează fiecare. Trec în domeniul public, în domeniul privat, există posibilități. Dar ca să putem activa și să nu stăm, să nu putem preda lucrarea pentru că nu avem identificat un proprietar la un imobil, legiuitorul spune înscriere provizorie, proprietar necunoscut. Chiar așa și este formularea în partea B. OAT, înscriere provizorie, OAT Bogdănești, liniuță, proprietar neidentificat. Urmând ca după aceea să este posibil să aveți un proces verbal de predare, primire și să nu aveți hotărâri de validare și atunci nu este valabil, nu putem, vă putem înscrie în baza doar a adeveriței sau eu știu. Dacă există hotărâri de validare și proces verbal de punere în posesie, se face înscrierea provizorie în favoarea omului, urmând ca după ce se emite extrasul, se merge la Comisia Județeană și se scrie titlul de proprietate și facem înscrierea definitivă. Dar trebuie să fie îndeplinite aceste două condiții, să existe hotărâre a Comisiei Județene de validare a dreptului și procesul verbal de punere în posesie pentru... Să înțeleg că această cadastrare va mai duce un plus OAT-ului. O să simplifice scandalul certurilor și violenței cu această ocazie. Da. Faceți o faptă foarte da, noi am... Nu o să mai ați scăpat. Documentul vorbește. Ideea este că fiecare trebuie să înțeleagă, exact cum am precizat de la început, extravilan se va merge doar pe acte de proprietate. Omul are titlul de proprietate 3.000 de metri pătrați, i s-au măsurat 3.000 de metri pătrați. Chiar dacă el, să zicem, că stăpânește, cum spunem noi, 4.000, mie aia se va reporta 500 cu 700 de la unul și de la altul la marginea tablalei și va deveni rezervă a OAT-ului. De fapt, în primă fază o să fie, bănuiesc, a comisiei locale și când se va finaliza aplicarea legilor omului funcțional, va fi predată către OAT. Dar ca să se să va merge exact, nu vă spun. Eu am spus-o ca să se înțeleagă foarte clar. Doamna președintă, dar mai e o problemă. Cum a menționat domnul secretar, că dacă e mai mult. Dar sunt persoane care la timpul ăla atunci au declarat din lipsă de bani, știu eu, mai puțin teren. Dar normal erau acum mai mult. Dar are bine, am înțeles. Și e în acte. Și pui rămâne, doamna toată. De exemplu, zona Cudulaci, zona Șerba. Hai să luăm concret. Ați declarat 5.000, s-a emis titlul pe 5.000, dumneavoastră, în realitate, în moștenire sau părinții dumneavoastră au avut 7.000 și ați continuat să stăpâneți 7.000. Ce se întâmplă? Nu. Da. Deci, am avut 7.000. S-au declarat lipsă de bani pentru a plăti la primul. Stăpânesc exact cât au fost declarat, de teama ca să nu plătească unul mai mult. Se respectă. Deci pământul ăla cui rămâne? Pământul acela, pământul de la dispoziția OAT-ului. Dacă nu ați făcut demersul să modificați titlul de proprietate, să treceți de la 5.000 la 7.000, cât susțineți că ați avut dumneavoastră sau părinții dumneavoastră și nu ați făcut demersuri legale în acest sens, titlul de proprietate este cel activ la momentul ăsta. Eu am vrut să înțeleg că o să beneficieze fundul aici sau unde a dat lumea ta. Nu primește. OAT-ul. Deci, în primă fază, v-am spus Comisia Locală de Aplicare Legilor Omului Funciar, iar la finalizarea procesului de retrocedare,
comisia locală va preda aceste suprafețe către UAT și de bea atunci ajung la primărie, cum s-ar spune. Domnul Stan, primăria se va îmbogăți cu acte ilegale, cu acte ilegale. Mai rău, o rețetă și ilegale. În regulă, v-ați spus că se va merge pe realitatea în teren. Da. Domnul inginer m-a întrebat din vechile drumuri de acces la proprietăți. Dau un exemplu concret. Pe Larga, cetățenii au dat la grup Șerban terenul. Dispar acele drumuri de acces vechi. O să rămân numai asta nouă care au făcut Șerban la cap la coadă. Eu peste 2 ani, dacă vreau să-mi vând proprietatea sau copiii mei, nu o să mai am drum de acces. Asta vă spunea. Despre asta vorbeam. Dacă rămâne numai aducerele realitatea din teren, toți vom fi păgubiți cei care nu mai erau puțin la teren. De exploatare, măcar un drum de servitute, exact cum spunea, acolo unde sunt două, trei bucăți și n-are rost să faci un drum, nu știu cât, pentru două, trei loturi. Acolo se va face un drum de servitute, cel puțin așa. Dacă este loc confundat, o să vedem, v-a spus, trebuie să vorbim și dumneavoastră când se anunță că va fi adus în care... Deci se va lua pe parcere, să spunem, luăm Filipești, facem Filipești prima dată, după aia, dar nu se vede. Ea urmează să fie încadrată pe perioada când se va efectua cadastru. Eu am făcut propunerea, pentru că cunoaște foarte bine, sau cel mai bine dintre noi, ca să zicem așa, ea a lucrat în direct cu cetățeanul și am rugat-o să ajute la cadastrare. Cel mai probabil, l-am rugat și pe domnul inginer Mocanu, că domnul inginer Mocanu în aprilie anul viitor își va încheia colaborarea, ca să zic așa, cu primăria. Și l-am rugat să rămână în continuare, până la finalizarea acțiunii, ca și tot la fel încadrat către firma de care va executa măsurătorile. Acum să vedem ce va spune și dumnealui. O să mai fie încă o persoană care o să se ocupe de lucrările de IT, de calculator, de scanat, de nu știu ce. Deci toate o să fie puse la punct toate problemele. Noi... Doar domnul Mocanu, deci... Să vă mulțumesc. Dumnealui își mai viață un acolo pe care are primăria contractul de muncă și am spus, după ce finalizează contractul, dacă poate să ajute până la finalizare, că nu vă dați seama. Am văzut și știe ce este vorba. Mai mult de partea tehnică. Dacă aveți nelămuriri sau vă întâlniți și veți propaga aceste idei, rugămintea mea și a colegilor, puneți pe hârtie, dați-i doamnei și ajung la noi. Mă întrebăm, acolo unde nu știm că sunt cazuri, nici noi nu le știm pe toate, întrebăm la alte județe unde s-au făcut, întrebăm colegii care au lucrat în alte comune, practica ne învață. Puneți pe hârtiuță spețele și noi întrebăm ca atunci. La doamna... Care suntem și rămânem încă în primărie și asta o să ajutăm, evident, suntem interesați, dar efectiv de lucru aici au scris doamna Fusuș, domnul Mocanu, dacă repede, dacă vrea să rămână și va vrea să rămână în aprilie 2023 și persoana care va efectua lucrările de IT. Evident că nu sunt
nu sunt eu ce-am la gata preparării. Da, până acum am vorbit să trebuie de probleme. Unde nu există plan parcelar. Pe ce bază faceți cadastru? Pe baza măsurătorilor. Deci în primărie sunt liste. V-am cerut. Sunt liste. Mai sunt... După ce bază la de bază, mai sunt zi, domn primăra. Asta vreau să spun. Am venit la primărie, am cerut să dați plan parcelar. Vă spun eu, unde am eu ferma, nu este plan parcelat pe nimic, am cerut de 10 ori numărul dat. Mai sunt, v-am spus, terenuri unde, datorită faptului că atunci când s-a făcut identificarea în teren, nu au mers cetățenii. Noi avem și o situație mai îngradă, că avem vreo 2000 și ceva de poziții de străinași. Iar atunci când s-a făcut identificarea în teren, vă dați seama că dacă au lipsit cei din Hârja, Oituz, Băcași, Mecași, Pârgărești, Târgu Trotuș, Satul Nou, nu știu ce, și ei aveau terenuri acolo, într-adevăr, are dreptate domnul Toma, că așa este, în listele pe care le avem, avem și goluri. Dar noi sperăm să le umplem cu ajutorul cetățenilor. Acum nu-i oprește nimeni să vină și să spună, da, domnule, hai că aici am eu, ăsta e acul. Dacă nu, vis-a-vis de ceea ce am spus la început, va fi o rezervă la marginea tarlarei, la marginea parcelei respective, dacă e parcelul mai mare, care se va preda la Comisia Locală. Urmând ca, pe măsură ce vine cetățeanul în timpul util și așa și prezintă documente, să-i să întocmească cadastru. Dar presupunem un caz litigios. În condițiile în care cineva aș susține foarte mult, că ar avea o parcelă de teren undeva și în realitate n-ar fi avut-o, rămâne de bază documentele care au stat la baza legii 18. E normal. Implicit. Păi doamna președinte, așa spus de la început, că nu se poate poate litigi. Discuta pe forțarea notei, să zic... Registrul agricol din 62. Am spus, este perioada de contestații de 60 de zile, atunci se vor aduna, se vor pune cap la cap, se vor analiza toate problemele astea cu poate cum vor fi. Problema o să fie foarte greu de ăștia care nu au apă. O să fie puși de legalitate cei care au obișnuit abusiv. Cei din extravilat sunt soluții. Asta este la extravilat. La extravilat, câteva etate. Împrejuite, sunt asumate, sunt menționate la rol, nu sunt litigi pe ele. Facem înscrierea posesiei, stăm să distrăiam posesorul, cine are prea, are acte, vine și-l contestă, să întrerupe cursul posesiei. Sunt discuții de făcut, dar legea ne dă voie pentru aceste imobile intravilat, avem destulă flexibilitate să găsim soluții. Acum, dacă ar fi să luăm o situație și o obiectiv, de toți terenurile, pe toți oamenii interesează terenurile din intravilat, da? Sau în cea mai mare măsură, da? Interesează. Pentru că, ați fi cinstiți, toate coclaurile astea au devenit valoroase în momentul când au fost lucrate de către firmele, mă rog, Sherban, Scripcaru și care mai lucrează. Pot fi și pășunat. Exact. Până atunci nu mai prezenta niciun interes. Haideți să fim obiectivi. Acum știm toată lumea situația reală în teren. Dar ele, pentru că au fost destule legi pentru retrocedare. Și legea 18, și legea 169, și legea 1, și legea... Nu mai spune legea 18, de câte ori a fost modificat? Câte posibilități s-au și pe legea 18? Fiți-mă, domnul consilier. Terenuri împrejmuite abuziv vor fi oameni cu și legalitate? Unde? Cu pluduri, trebuie. Nu. Păi n-am discutat. Nu. Eventual că nu. Am spus acasă.
unde are imobilul cu casă și are împrejuit cu gard teren. Da, bine, e tot acasă, dar acolo să știi situația. Da, mă pricep la domnul să face aluzia. Nu. Pentru că ei au titlul de proprietate, au acte de proprietate și o să vadă exact unde este bine. Da, dacă mai aveți eventual întrebări, știu eu, clarificări. Informații și detalii și colaborare.